Câteodată ne copleșește oboseala și simțim că nu avem nicio putere. Aceasta se întâmplă când ne așteptăm la un timp mai lung de suferință sau la un necaz greu. Durerea amară nu te-a lovit încă, dar știi că trebuie să vină. Și astfel, numai gândul că se apropie te îngrădește. Un proverb zice că suferă de 1000 de ori moartea acela care se teme de ea. Tot așa și noi. Simțim de 1000 de ori necazul când ne temem de el. Soldatul, după ce a intrat în luptă, este mai viteaz decât înainte. Așteptarea atacului este foarte chinuitoare. Este o probă de răbdare mai grea decât atacul însuși. Mărturisesc că atunci când aștept o durere în trup, am o sfârșeală lăuntrică. Simt o durere de inimă care mă ține pe loc. Așa că este ceva foarte normal să devii obosit când aștepți greutățile și suferințele care te amenință. Adeseori, chiar și creștinii cei mai puternici obosesc și slăbesc sub apăsarea problemelor acestei vieți. De obicei, inima rezistă o bună bucată de vreme, dar când încordarea și apăsarea se prelungesc în mod îngrijorător, fără să intervină vreo întrerupere, oboseala și slăbiciunea își spun cuvântul. Picătură cu picătură, ajung să găurească până și piatra. Dacă un șir de picături vor cădea peste tine o zi întreagă, te vor uda ca și cum ai fi trecut printr-o ploaie deasă. Nu vei putea suporta să fii prea multă vreme bolnav sau sărac sau părăsit sau împroșcat cu vorbe răutăcioase, fără să fii ispitit să zici, mă simt obosit și m-a cuprins o stare de moleșeală. Sunt terminat. Oare cât va mai dura? Când se va face ziua și voi scăpa de întunericul nopții? Chiar și cei mai devotați copii ai lui Dumnezeu pot ajunge slăbiți când apăsarea suferinței se prelungește foarte mult. Ce e de făcut atunci? Gândește-te la Domnul Iisus. Gândește-te cât de plin de milă și de îndurare este El și adu-ți aminte că El niciodată nu lovește prea tare și nici nu uită să mângâie și să sprijine pe cel ce trece prin suferință. Gândește-te la puterea Lui nemărginită. Tu nu poți să ieși singur din necaz, El însă poate să te ajute. Pentru El nu există nici o greutate de nebiruit. Și dacă prin neștiința ta ai ajuns într-o stare de chin sufletesc, apelează la înțelepciunea lui Dumnezeu, care poate să te scoată din acea stare. Apoi, gândește-te la făgăduințele Lui. El ne-a promis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Evrei 13:5. Și ne-a asigurat provizii de har. Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. 2 Corinteni 12:9. Dacă sufletul îți este obosit, ține-te de făgăduința Lui și zi, fă-mi după cuvintele tale și vei vedea că duhul tău se va înviora. Gândește-te de asemenea la legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu tine. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Isaia 54:10. Gândește-te și la ceea ce deja a făcut Domnul până acum pentru tine. Negreșit, nu putem să ne îndoim de dragostea Lui, căci nu ne-a dat niciodată vreun motiv pentru asta. El ne-a făcut să trecem prin necazuri mai mari decât acela sub a cărui apăsare suspinăm acum. Am trecut prin încercări și mai grele ca aceasta și am văzut credincioșia, puterea și bunătatea Lui, fără care nu ne-a lăsat niciodată. Ani de zile ne-a făcut să ne bucurăm de ele, așa că nu avem niciun motiv ca să nu ne încredem și acum în El. Dumnezeul tău ți-a fost credincios timp de 50, 60 sau poate chiar 70 de ani și acum să nu te mai poți încrede în El câteva zile? Nu poți să te mai încrezi în El câteva luni, cât va mai ține călătoria ta prin pustiul acestei lumi? Gândește-te la zilele de odinioară, la inima plină de dragostea lui Dumnezeu,
la brațul său puternic cu care te-a scos din apele cele mari și ți-a așezat picioarele pe stâncă. El este același. De aceea, dacă ești descurajat, gândește-te la Domnul și vei fi mângâiat.